Vasile Bacalu, soțul deputatei democrate Elena Bacalu, cercetat penal anterior într-un dosar de contrabandă cu țigări, a revenit la șefia postului vamal Cahul. S-a întâmplat după ce PC Cox a dispus scoaterea lui Bacalu de sub urmărirea penală și clasarea anchetei. Informația a fost confirmată de reprezentanții serviciului vamal. Purtătorul de cuvânt al instituției, Olesa Pușcașo, a menționat că Vasile Bacalu a revenit în funcția deținută anterior în data de 5 ianuarie, iar ordonanța de încetare a dosarului a fost emisă încă în noiembrie 2019. Motivul invocat de procurori a fost lipsa infracțiunii. Vasile Bacalu a fost reținut vara trecută de oamenii legii. Ulterior a fost eliberat din izolator și cercetat în libertate. El era bănuit că a ajutat un grup infracțional să treacă peste frontieră în România țigări în valoare de 1,5 milioane de lei. Soția acestuia, deputatul democrat Elena Bacalu, declara atunci că dosarul soțului său este o răfuială politică, fiind o consecință a faptului că nu a cedat presiunilor de a renunța la mandatul de legislator și de a adera la o altă fracțiune parlamentară din actuala guvernare.